n-am ales. Spune-ne, te rog, ce ai reușit să-ți cumperi în seara aceasta. Păi eu tot cu gândul la vară, așa că mi-am luat ținute pentru această vară, 3 rochii foarte frumoase și 2 perechi de sandale, unele așa cumva foarte masculine, dar pe care sunt convinsă că o să le port mult, 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 mi se par foarte cool, și unele cu toc. N-am mai avut cu toc pătrat de la precedenta, de la precedentul sezon în care se purtau sandale cu toc pătrat. Te-ai gândit deja în ce context o să le port? Da, rochile le port zi de zi. Eu mă îmbrac foarte mult în rochii și așa merg la serviciu, așa că încep să le port soarele să iasă. Și sandalele fără toc le voi purta foarte mult la alergare în parc cu fetița mea și la drumurile astea de zi cu zi. Și cele care au un pic de toc, văd eu, să vină invitațiile la evenimente. Și o să le port pe la evenimentele el, unde să le port. Ce anume e în considerare atunci când vrei să-ți cumperi o piesă vestimentară? Iau în considerare să-mi vină mie bine pe proporțiile mele. Știu cum sunt eu, nu mă îmbrac ca și când aș fi 90-60-90, ci în funcție de corpul meu. Și un criteriu foarte important pentru mine este să nu fiu nevoită să calc eu sau altcineva nimic. Și materialele moderne sunt foarte ofertante din punctul ăsta de vedere. Le scoți din mașina de spălat și le poți purta. E important pentru mine să simplific lucrurile. Ce piesă nu-ți lipsește din garderobă în acest sezon? Nu-mi lipsesc rochile de mătase și imprimeurile, mult mai mult decât în anii precedenți. Am fost destul de monocrom, așa, nu eu, cu toții, dar acum am văzut că au apărut multe imprimeuri la mine în dulap.